Bună ziua, bine v-am găsit. De câte ori vin de Sfântul Ilie aici, îmi aduc aminte când eram copil și cum dam vacanța repede, închiriam un atelaj cu cai sau cu boi de care era la colectiv și făceam câțiva bănuți să avem pentru Ilie. Vineam și ne cumpăram un colop de paie, o fluieră și dă-i să meargă, câte o turtă sau pe comedie. Dar mi-a rămas în memorie frumusețea cântecului popular, a jocurilor în special. Când veneau bândașii de la Sămărtin, erau vreo trei pe acolo. Nici nu pot să-ți dai seama, mic copil ce eram, mă uitam așa, aia juca și eu, dar nu știu. Și vinea de la Orminiști, de tot. Și era foarte, foarte frumos. Și ca să nu rămână, cum a spus și domnul Nașca, uitate aceste piese minunate, am să vă cânt o purtată sau o românească, cum era, o târnăveană, o fel de feciorească și o învârtită ca pe la uliaș. Dați să meargă! Și-o la 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 la
ce fete însurace, cu neveste, la 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 la. Hai fișora, dar ce fete însurace, cu neveste, la 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 la. Vă dorim distracție plăcută și tot ceea ce vă dorim. Sănătatea că e mai bună decât toate. Mulțumim, Ioan Oste, din Uliești, pe Valea Uliașului. Are atâtea povești că atunci când îl prindeți la povești, îl întrebați. Are darul acesta de a face cunoscut și altora povestirile pe care domnia sa le spune. În minutele următoare trebuie să vă spun că avem oaspeți de dincolo de Prut. În fapt, noi suntem dintotdeauna uniți cu cei care își spun astăzi Republica Moldova. E adevărat că din punct de vedere administrativ mai există o graniță și există alte tipuri de legi. Însă ei întotdeauna au fost frații noștri și noi frații lor și când ne-a despărțit o apă doar întâmplător și probabil că nu pentru mult timp. Ei vin de acolo, din centrul Moldovei, din Republica Moldovei, din Lăpușna, raionul Hâncești, împreună cu coregraful lor, Veronica Pârău, și se numesc Lăpușnița. Haideți să vedem pentru început ce au pregătit acești tineri dansatori, veniți tocmai de departe, din Republica Moldova. Lăpușnița! Thank you.
Mulțumim frumos, Lăpușnița! Raionul Hâncești este alături de Comuna Râciu astăzi, în marea lor sărbătoare, la o horă mare. Au fost și se vor întoarce, pentru că au multe de exprimat și mai ales că nu au venit de la drum atât de depărtat, încât să cânte sau să joace doar o singură piesă. Pentru minutele următoare, vă aduc în scenă un alt consătean al dumneavoastră. E adevărat că povestim așa că de peste dealul Cutare sau de peste dealul celălalt. De aici mergem pe drum drept și bun, pe la Sărmântinul de Câmpie, așa cum îi zicem noi. Sunt Martin, este locul naștere și trebuie să-l felicităm în mod deosebit că la noi așa țin sărbătorile câte o săptămână și câte o lună, întrucât nu de mult a făcut 30 de ani. 30 de ani pe partea stângă, plus încă 40 de ani de activitate. Și s-a și aniversat, motiv pentru care astăzi spunem așa cu întârziere de vreo săptămână la mulți ani, Nelu Șopterean. Mulțumesc frumos, Mihai! Doamne ajută la toată lumea! Și petrecere frumoasă aici la Târgu de Ilie. Petre Sărbădeanu, mai cânt vreo două dintre al meu și un cântec din repertoriul lui domnul profesor Vasile Conțiu, am să vă cânt astăzi. Ce mă-i duce eu, nici atunci nu face rău, că rămâne neamul meu, ai la lai la. Că rămâne neamul meu și la bine și la rău, trag la rău ca altul vin.
m-aș concedi mereu la bine și nu mi-ar păsa de lume, la la la. Până amu cât am trăit, pentru tăte am plăcit. N-am avut noroc, am avut de numai și bătut, și mai mult aș fi făcut, măi, la la la. Mare-mă rău și-am uită zâmb, îndreptam, aș da nu știu. Pare-mă rău, vremea-i târzie, ce-o trecut n-o să mai fie, cum e scris așa să șie, la la la. Nu-i fai că am îmbătrânit, că frumos am mai trăit, și tot ce-am vrut am iubit, măi, la la la. Tătătomul să se uite cu agii de vreme în frunte și un bătrân din preiute, omule. Ascultați-mă ce spun, în doi perii, omul bun, cum e calul pentru drum, măi, omule. Să oprești a vieții rote, măi, omule bun, să și tânăr viața întreagă nu ai cum. Dar ești locul vieții, frate, ești bogat, că știi de tăte și bătrâneța-i departe, omule. Inima-i tăt cum o știi și-i frumos cu ocolii, mai ai pentru ce trăi, măi, omule. Să oprești a vieții roate, măi, omule bun, să și tânără viața întreagă nu ai cum. Nu gândi că viața strășe, câtă joacă și pitreșe, și nu sta și tăta lege, omule. Azi-i nori și mâine soare, nu da drumul pe cărare, bă din viață sărbătoare, omule. Se oprește a vieții roate, măi, omule bun, să și tânără viața toate nu ai cum. Și nu te uita-n pământ, că atâtea în lume sunt, și eu pentru tine când, măi, omule. Hai cântă și tu cu mine, să-ți margă în viață bine, ăsta-i rostul nostru, lume, omule. Să oprește-a vieții roate, măi, omule bun, să și tânără viața toată nu ai cum. Să oprește-a vieții roate, măi, omule bun, să și tânără viața întreagă nu ai cum. Ei, să știți că așa e, că am vrea să oprim viața roată, să oprim roata vieții, dar să știți că nu avem cum, așa, dar merem mai departe și special pentru pădurarii care sunt aici. Ne-aș și pădurar, măi, vere, nu mă vară, ne-aș lua mândruțele mele într-o sară. Le-aș duce lângă izvor într-o pădure și le-aș învăța la dor sub rug de mure. Astăzi una mâine, a dat în mazâne, până-s tinere pe lume și-o dubine. Hai, verde, frunza, este șar, măi! Fă-mă, Doamne, pădurar, măi! Ne-a
Mi-aș face casă de brad și toate fagă, măi. Să vină sara în prag și mie-i dragă, măi. Aș trăie zâle să nine fără bani, măi. Că pădurea nu mă spune la dușmanii zău. Aș trăie zâle să nine fără bani, măi. Că pădurea nu mă spune la dușmanii, măi. Dă-i numai pe la umbră sta, măi. Mândrile mă săruta, măi. Cântă cucu în pădure tătă vara, pușca mea stătă încărcată numai sara. E umbra mistrețului pe scurtătură, că priore fac cu ochi-o-n păietură. Eu fac nilă și le cruscă tinerele, noaptea e albără cu flori sub cer cu stele. Hai fă-mă, Doamne, păturari, măi! Se fac viața cum mai vrea să arăte sară. Aia-s-o mândră mâine, dar cât mă ține. Asta da, Doamne, viață pentru mine.